Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial tutoriale gratuite. În acest video m-am gândit să fac ceva mai interesant și anume să vă prezint 5 aplicații de care cel mai probabil aveți nevoie pe telefonul vostru Android. Vreau să-mi cer de la început scuze pentru vocea mea care e un pic cam ciudată, sunt încărăcit, deci oricum am vrut să filmez un videoclip, să nu vă las fără videoclipuri atâtea zile, deci sper că mă veți înțelege. Bun. Avem aici telefonul nostru Android, am aici un mic folder făcut pe telefon, vedeți și voi, cu aplicațiile. Și acestea sunt cele 5 aplicații despre care eu vă voi vorbi în acest video. Ideea principală este că nu o să vă las niciun link de download către aceste aplicații, toate aplicațiile le veți găsi voi pe Magazin Play, le scrieți numele, vedeți și în video cum se numesc, le scrieți numele pe Magazin Play și primul rezultat va fi aplicația pe care eu vă prezint. Așa că o să începem cu prima aplicație care se numește GlassWire. Ce face această aplicație? Această aplicație este o aplicație care ne ajută să monitorizăm utilizarea wireless-ului și datelor mobile pe telefonul nostru, ceea ce este foarte, foarte important pentru că dacă aveți, să zicem, date mobile, cu siguranță aveți o limită pe lună, să zicem, aveți 8 giga, de exemplu, și vreți să aveți acești 8 giga pe tot parcursul lunii, nu vreți să rămâneți fără date. Și cu această aplicație veți putea monitoriza ce folosește foarte mult internet și veți putea să încercați să aveți mult mai multă grijă, să nu folosiți internetul foarte mult. De asemenea, avem și alte grafice aici, utilizarea, vedeți și voi, ne arată aici aplicațiile care folosesc cel mai mult internetul. Eu am instalat aplicația acum câteva minute, deci nu mi-arată foarte multe detalii, pentru că recent am găsit-o și mi se pare foarte interesantă, o voi folosi de acum încolo. Și da, vedeți, puteți selecta aici între mobile and Wi-Fi, puteți selecta doar mobile, adică mobile data. Momentan nu are nimic monitorizat pentru că n-am folosit datele de când am instalat această aplicație. Și aveți aici month, puteți să selectați voi cât doriți și graficul, de asemenea l-aveți aici. Aveți și alte setări pe care le puteți vedea și voi. Data plan, aveți aici set data plan, aici puteți să vă selectați un plan și să vă selectați și o anumită limită pentru datele voastre, ceea ce e foarte, foarte interesant. Următoarea aplicație pe care vă voi prezenta se numește Wallrox. Este o aplicație foarte, foarte utilă și anume această aplicație vă ajută să vă puneți un wallpaper foarte, foarte rapid. Este foarte, foarte ușor. Vedeți, aici aveți all-in-one, adică aveți mai multe categorii din care puteți alege. De exemplu, hai să zicem black and white, da? Alegem aici o fotografie, să zicem că alegem pe aceasta, da? Se va descărca foarte, foarte rapid și dând click pe butonul plus putem foarte ușor să îi dăm quick apply și dacă îi dăm quick apply aceasta se va pune imediat pe desktopul nostru. E foarte, foarte simplu de folosit. Nu uitați, Wallrox, W-A-L-L-Rox, așa se numește aplicația, s-a pus wallpaper-ul, e foarte, foarte rapid și foarte, foarte simplu după părerea mea. Următoarea aplicație pe care o să vă prezint se numește Zedge. Poate unii dintre voi știți această aplicație, este o aplicație foarte, foarte utilă. O aplicație care vă ajută să vă puneți sunete de notificări, ringtone-uri la apeluri de telefon și așa mai departe, foarte, foarte ușor. Aveți de asemenea și wallpaper-uri pe această aplicație, însă eu nu o să vă prezint pentru această funcție, ci pentru ringtone-uri, da? Aveți o grămadă de ringtone-uri aici, din care puteți alege cele mai populare, cele mai recente adăugate și doar dați, apăsați pe ele și puteți să le adăugați, dați click pe acest buton, tap pe acest buton și puteți să dați ca să selectați ca sunet de alarmă, ca ringtone, ca notificare. E foarte, foarte ușor. De asemenea, dacă apăsați pe play, puteți să și auziți sunetul respectiv. Eu nu o să dau play, să n-am cumva probleme cu copyright-ul. E, în general, sunt melodii mixate și așa mai departe, deci puteți să le folosiți cu încredere. Eu zic că e foarte utilă această aplicație, am folosit-o în trecut și încă o folosesc, deci cu siguranță aveți și voi nevoie de ea. Următoarea aplicație se numește Speed Test. Este o aplicație destul de interesantă, nu știu cât la sută veți avea nevoie de ea, dar eu o folosesc, așa că vă voi prezenta și în acest video. Este o aplicație, după cum v-ați dat seama probabil, care vă
testează viteza la internet și cu această aplicație puteți să vă testați viteza la datele voastre mobile, de asemenea puteți să vă testați viteza la wireless-ul vostru. Eu acum sunt pe wireless, așa că o să vedeți și voi acum ce viteză gigantică am eu aici. Testează întâi pingul, pingul va fi destul de ok, să zicem 59, deși e un ping destul de mare. Acum ne testează viteza la download, care nu e deloc așa în browsing pe internet. E viteza medie aici, mai ajunge uneori și la viteza asta, dar e viteza medie. Și la upload e o viteză destul de mică, cu siguranță, uitați-vă ce viteză mică am la upload, foarte, foarte mică. Ajunge abia la 0,60 mega pe secundă, deci e foarte, foarte mică. Așa puteți testa viteza voastră la internet și puteți să vedeți cam ce viteză aveți, e foarte, foarte simplu. Ultima aplicație din acest video se numește Clean Master. Poate unii dintre voi aveți deja această aplicație, este o aplicație foarte, foarte utilă cu care vă puteți optimiza telefonul în anumite situații. Aveți aici mai multe categorii, aveți fișiere nedorite, aveți optimizare funcționare telefon, antivirus și economisire baterie. Toate acestea puteți să le selectați și puteți să faceți o anumită optimizare și la fel și la optimizare funcționare telefon puteți să mergeți și să optimizați. Se va scana întâi și apoi îl veți putea optimiza, deci e foarte, foarte simplu. De asemenea, pe ecran vă va apărea și această iconiță în partea aceasta, dacă o vedeți. Este o iconiță foarte mică pe care dacă veți apăsa, veți avea posibilitatea, stați o secundă, veți avea posibilitatea de a avea câteva setări rapide la această aplicație Clean Master, zic eu destul de interesant. Deci da, cam acestea au fost aplicațiile pe care eu vi le-am prezentat, sunt aici toate aplicațiile. Dacă doriți să căutați una dintre ele sau pe toate, le veți vedea aici. Și nu uitați, aplicațiile sunt exact cum le vedeți aici, le căutați pe Magazin Play și primul rezultat va fi aplicația pe care voi o căutați, e destul de simplu. Deci cam acesta a fost videoul de astăzi, îmi cer scuze pentru vocea mea care e foarte, foarte, foarte ciudată, dar am vrut să fac acest video pentru voi. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial Tutoriale Gratuite, la revedere!